Tara Mureș a pornit încă de anul trecut un proiect de dezvoltare a infrastructurii destinate bicicliștilor în municipiul Târgu Mureș prin proiectul Mureș on Bike, adică parcări pentru biciclete. Proiectul în valoare de 50.000 de lei a fost finanțat prin programul Heineken pentru comunități, dar s-a bucurat și de susținerea primăriei Târgu Mureș și a Consiliului Județean Mureș. Din cele 150 de rastere pentru biciclete au fost montate până acum 61, peste 20 de locații la primărie, în piese și la sala sporturilor. Urmează anul acesta platoul Corneș și alte locuri sugerate de Târgu Mureșeni, spune directorul executiv al Fundației Comunitare Mureș Gal Șantor. Proiectul Mureș on Bike, practic am reușit să montăm 21 de locații, 61 de parcări pentru biciclete. Mai avem stoc vreo 80 de bucăți care vrem să montăm în anul 2013. Locațiile au fost propuse prin site-ul Mureș on Bike de către locuitorul Târgu Mureșului. Practic am primit și donații pentru montarea acestor în valoare de 1215 lei. Ne-a ajutat și primăria prin montarea unor rastele în locurile publice în valoare de 5.000 de lei. Printre partenerii acestui proiect se numără și reprezentanții Asociației Unda Verde, care s-a ocupat de confecționarea rastelelor. Forma acestora, de agrafă curbată, este inedită, costul de confecționare și montajul fiind de circa 200 de lei. Dacă vor reuși să strângă fonduri, membrii asociației vor monta parcări pentru biciclete și la licee. Directorul executiv al Asociației Unda Verde din Târgu Mureș, Georgiana Breanea. Parcarea în sine a fost proiectată de noi, după care a fost produsă de un producător local. Cum arată mai exact această parcare pentru biciclete? Practic a fost inspirată de cadrul unei biciclete. Are o formă curbată și o dimensiune aproximativ de 80 de centimetri pe un metru, care ajută să asigure și cadrul bicicletei. Am pornit de la această idee pentru a nu avea surpriza că nu ne mai găsim bicicleta, ci doar roata. Și am încercat să asigurăm și cadrul cu lanțurile speciale care există pentru biciclete. De asemenea, forma aceasta de agrafă ajută ca rastelul să fie foarte flexibil în montaj, asigurând astfel două biciclete pe o parte sau pe alta, sau în pereche de două sau mai multe chiar. Fundația Comunitară Mureș dorește să implementeze în luna aprilie un proiect de bike sharing, adică de închiriere de biciclete, în 4 locații din Târgu Mureș. Proiectul are însă nevoie de o finanțare de 50.000 de euro. În cazul în care sponsorii nu sunt prea darnici, va fi înființat un singur punct de închiriere la Complexul de Agrement și Sport Mureșul, spune directorul executiv al Fundației Comunitare Mureș, Gal Șantor. În mod ideal, bike sharing-ul ar trebui să susțină transportul în public și să micșoreze deplasările cu mașina în cadrul orașului. Proiectul nostru nu are o anvergură atât de mare, deci practic noi ne gândim în 4 puncte cu 100 de biciclete, pentru care încercăm să obținem finanțare din partea sponsorilor și finanțări instituționale. În jur de 50.000 de euro investiție inițială și funcționare pe 6-7 luni. Noi lucrăm să obținem aceste sponsorizări. Fundația Comunitară Mureș va organiza în acest an două marșuri ale bicicliștilor la Târgu Mureș. Unul de Ziua Pământului, în data de 21 aprilie, iar celălalt în septembrie, la deja tradițional Critical Mass, menit să atragă atenția locuitorilor, șoferilor și oficialităților că bicicliștii reprezintă o parte importantă a traficului de zi cu zi.